Tinerii germani care au împlinit vârsta de 16 ani și care vor avea dreptul să voteze la alegerile pentru Parlamentul European din iunie sunt acum principala țintă a politicienilor pe TikTok. În ciuda temerilor legate de securitatea cibernetică invocate de aceștia nu de mult, ei continuă să folosească aplicația. Specialiștii spun că o parte din politicieni sunt nevoiți să folosească TikTok pentru ca tinerii să nu primească doar conținut politic de la partidele de extremă dreapta. In Germany, there is a dominating force on TikTok, which is the AfD, the right-wing populist party. So all the other democratic parties are kind of panicking at the moment not to leave this important platform and the young demographic, the young voters, to this radical party. Uniunea Europeană are 142 de milioane de utilizatori TikTok, din care 20 de milioane sunt în Germania. Cel mai important candidat la viitoarele alegeri europene al partidului de extremă dreapta AfD are 41 de mii de urmăritori. Iată unul dintre mesajele sale adresate tinerilor alegători. Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin. Sondajele din Europa arată că sprijinul pentru partidele de extremă dreapta printre tinerii alegători este în creștere. Und ich glaube, fast jeder von uns benutzt Instagram, TikTok und dass dann darüber versucht wird, so ein bisschen mehr für die eigene Partei zu werben, ist, glaube ich, eigentlich ganz positiv. Nu doar în Germania, ci și în Malta, Austria și Belgia, tinerii de 16 ani vor putea vota la alegerile europene. În iunie, când cei 450 de milioane de europeni sunt chemați să-și aleagă eurodeputații, votul tinerilor va avea o pondere semnificativă.